aflat așa, treptat, contrar legendei, nu sunt așa multe trupe de hip-hop pe la noi prin țară, trupe care se facă treabă, și ne-am întâlnit pe la concerte. Da. Cum mă știu cu toate trupele, nu vine cineva să ne facă cunoștință. Suntem în mediul ăsta, ne învârtim, vorbim între noi. Cea mai proastă zi. Nu știu cum, știu că stăteam la mine și ne jucam pe consolă, ne consolam. Și cred că noi doi eram băgați acolo în joc și Ken mai zicea din când în când, bă, la piesă facem sau... Și am zis, data viitoare când venim să ne jucăm, ne gândim ce piesă să facem. Și după aia, data viitoare când ne-am întâlnit, s-a întâmplat ca toți să fim așa, la modul a, băgamea și pula, Evrica, asta e. Zicem despre o zi în care ne întâlnim toți undeva, cum de altfel se și întâmplase, și în care povestim fiecare de ce are cea mai proastă zi ever. Am mințit, este momentul să recunosc că am mințit. Jez mă tot suna, îmi zicea, ce faci, ai scris? Da, cum pula mea, am scris, e marfă rău strofa și nu scrisesem nimic. A fost deadline-ul ăla cu D mare, știi că am mai avut câteva deadline pe lângă care am trecut fluierând în pasul ștrengarului. Și a venit deadline-ul ăla și a doua zi trebuia să tragem și m-am pus într-un final să scriu. Și am scris o strofă de care eu sunt mulțumit. Și am văzut că și lumii place strofa. Și l-am întrebat și pe Deliric pe piesă. Îi plăcea beat-ul. El trebuia să fie pe album, dar nu știa ce piesă să-și aleagă. Și aia a plăcut cel mai mult. S-a băgat și el. Tot așa și l-a scris tot în... nu știu ce să vă spună el. Știi? Și așa am făcut piesa. Dar e și marfă, adică... Da. Și-am dat ce trebuie acolo. Aveam niște idei. Aveam câteva pași, le-am scris și le-am combinat în ultima zi, cum fac de obicei. Acum e nasol că toată lumea nu o să mai creadă nimeni, știi? Că dacă mă scriu colaborări și o să fie la modul... Dobrescu, ai scris? Da, am scris! Păi nu, că n-ai scris, că am văzut... De ce nu vii să tragi? Că am văzut pe aia cu Bridge Committee, că tu de fapt nu scrii și ne minți. Și scrii nu, ultima zi care se poate scrie. Așa am făcut pe toate, aproape pe toate albumele pe care m-au auzit. Sunt omul care a tras strofa cu o zi înainte să apară albumul. De-aia dacă vă uitați atenți la lansare, nimeni nu știe strofa, că de-abia e fresh și pentru ei, știi? E, a, tare, marfă, am auzit-o și ieri. Albumul e gratis pe net, de ce să nu-l asculte? Că-s retard și nu știu cum să scrie de Bridge Committee și nu poate să găsească pe Google. Deci să asculte că e marfă, că e, nu știu, să asculte muzică la mea, că poate nu se le placă, poate să le placă. Dar dacă nu încerci, n-ai de unde să știi. Bridge Committee, The Bridge, bitch.